Face ce face Comuna Popeș iese din nou în față. Cu 3 luni înainte de bătălia electorală, 3 dintre angajații primăriei au anunțat că vor funcție de primar. Actualului șef al executivului local, Constantin Șerban, li se adaugă viceprimarul Gheorghe Țârcă și asistentul social Aurora Anghel. Primul gospodar se plânge că în această situație cei 2 colegi îi pun bețe în roate în activitatea curentă. La noi întotdeauna la Popeș se întâmplă ceva. Minuni, avem multe lucruri care s-au întâmplat de-a lungul timpului și vis-a-vis de politică, mai multe lucruri normale sau anormale, în ghilimele spuse. Nu, se pare că, într-adevăr, de la ora actuală mai sunt 2 persoane din primărie, mai aparte de mine, care practic își desfășoară activitatea, adică în interesul localității, și care candidează. Este o perioadă destul de grea pentru mine ca și primar, pentru că eu, practic, trebuie să împăc și capra și varza. Adică, cum să vă spun, sunt oameni care vin în primărie, e o perioadă în care vin să-și plătească impozitele, vin să-și facă declarațiile de rol, vin să-și rezolve niște probleme înainte, că începe campania agricolă. Pentru majoritatea oamenilor începe campania agricolă, nu campania electorală. Și trebuie să-și rezolve problema, să primească sfaturi, așa. Și în momentul în care sunt persoane care sunt pe invers, cum ar fi treaba, oamenii sunt trimeși într-un fel, într-o direcție greșită, fiecare spune așa, și atunci activitatea superă puțin. Dar, totuși, cred că cu o gândire destul de bună și, în primul rând, cu personalul de aici din primărie, trece și peste aceste momente. Din ce știu eu, și-au exprimat dorința să candideze domnul actual viceprimar și doamna asistent social. Deci, de 2 persoane. Este, prin Constituție, fiecare persoană are dreptul să candideze, niciun fel de problemă, dar problema este că trebuie să înțeleagă fiecare că trebuie să-și desfășoare activitatea conform postului, fișei postului lor, care este semnat de mine, și în folosul oamenilor, nu în scop electoral sau în folosul lor. Deci, asta trebuie să înțeleagă. Normal, într-o primărie, practic, primul post politic e postul primarului, care a fost obținut personal de el. Postul vicelui este votat de un consiliu, posturile posturile care sunt aici de execuție, funcționarii publici, trebuie să fie în folosul cetățeanului. Acum, normal că fiecare avem reținerea noastră, eu în calitate de primar, în condițiile în care eu trebuie să mă uit foarte bine, să fiu lucid din toate punctele de vedere vis-a-vis când primesc hârtii dintr-o parte în care știu că suntem într-un duel. Deci automat că nu mai există încrederea. Deci în momentul când nu există încrederea aia, undeva se prânează ceva la nivel de activitatea primăriei, pentru că bunii nu mai vor să mai semnează, nu semnează. Acum în primărie este o problemă, pentru că fiecare încearcă să fugă de răspundere, nu știe ce se întâmplă. Este o situație, dar probabil că se va regla în timp. Primarul Constantin Șerban spune că va candida tot din partea UNPR și așteaptă să-și dispute voturile cu cei 2 reprezentanți de la tot atâtea partide mari, PSD și PNL.